România, efectiv, este una dintre cele mai bune țări la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește relocarea business-ului. În ceea ce privește zona de automotive, la noi în regiune chiar suntem un real hub din acest punct de vedere. Avem peste 600 de suppliers și în România doar în zona de automotive. După cum știți, avem Fordul și Renault-ul, care sunt doi mari producători de automotive la noi în țară, și în acești peste 2 ani de zile de mandat am făcut eforturi spre a aduce și al treilea mare furnizor de automobile în țară. Venirea companiei Volkswagen la noi în România. Nu o să intru în aceste discuții, pentru că și în momentul acesta suntem sub confidențialitatea dosarului, dar vă pot spune că am început discuțiile din luna decembrie anului trecut și în ceea ce privește dosarul de țară, adică oferta noastră pe care le-am făcut-o lor, a fost cea mai bună. România este pregătită pentru al treilea mare producător de autovehicule, dar totodată insist, cum am spus-o continuu în acest mandat, ca în România să vină și un producător mare de baterii electrice. Lipsește într-adevăr această infrastructură rutieră, lipsește și infrastructura privind căile ferate din România.